seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Profețiile deputatului PLD Netu Durdeliu devin realitate. Doar votul în Parlament îl mai desparte pe Bogdan Zumbreanu de fotoliul de șef al CNA. El a fost selectat de Comisia Juridică. Autoritățile vor să anuleze sărbătorile de 8 martie și 1 mai. Argumentul Ministerului Muncii este că acestea sunt sărbători sovietice, iar Moldova tinde spre valorile europene. Vedeți la știri reacția cetățenilor. Conducătorul legendarului ansamblu Joc, Vladimir Curbet, a fost petrecut astăzi pe ultimul drum. Acesta a murit la vârsta de 87 de ani. Directorul minii de piatră de la Pașcani, unde au murit 3 mineri după ce s-a surpat podul, și alți 2 subalternei acestuia au primit statut de bănuiți în dosar. O comisie specială a stabilit că minerii au fost nevoiți să lucreze în condiții periculoase. Conducătorul legendarului ansamblu Joc, Vladimir Curbet, a fost petrecut astăzi pe ultimul drum. Corpul neînsuflețit al maestrului a fost depus la Palatul Național, unde rudele, colegii de preaspălă, discipolii și prietenii au venit să-i aducă un ultim omagiu. Îndurerați și cu flori în mână, zeci de oameni au venit să-și ia rămas bun de la marele artist al dansului popular. În cei peste 50 de ani de activitate, a instruit mai multe generații de dansatori. Întotdeauna merge la întâmpinare, chiar de copilul acela câteodată mai greșe, ne-l duce ne-a-i arăta încă o dată. Vladimir Curbet și-a construit destinul în pas de dans, iar ansamblul său a fost aplaudat pe toate continentele. Cei care au colaborat cu marele maestru decenii la rând spun că va rămâne în sufletul lor ca un model. Unde nu ne întâlneam, îmi spunea băiatul tata. Eram un copil când am venit în Chișinău și desigur că el prim a fost om care m-a strâns la brațele lui. Maestru Curbet a făcut epocă. A fost atât de prezent în viețile noastre. Au venit să-și ia rămas bun de la marele artist și unii oficiali. Aceștia au spus că vor contribui ca ansamblul Joc să nu-și piardă farmecul. A adus faima culturii noastre naționale, în speța coreografiei noastre naționale, departe de hotarele țării noastre. Joc a devenit fața Moldovei și Moldovei în timpul sovietic și Moldovei contemporane. Eu cred că dumnealui merită toate onorurile și a dedicat toată viața pentru a promova spiritul nostru național. Vladimir Curbet este artist al poporului din Republica Moldova, laureat al Premiului de Stat, cavaler al Ordinului Republicii. A avut turnee în peste 70 de țări. S-a stins din viață la vârsta de 87 de ani, pe data de 8 decembrie. Noi suspecți în dosarul minii de piatră de la Pașcani, directorul întreprinderii și alți 2 subalterni sunt bănuiți în dosarul vizând moartea celor 3 mineri. De asemenea, procurorii au înaintat învinuirea responsabilului care a repartizat sarcina angajaților. Comisia specială care a investigat cazul a stabilit că acesta, împreună cu maestru carierii, nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu. Procurorul Adrian Bordianu susține că din cauza neglijenței maestrului și a șefului de sector, minerii au fost nevoiți să lucreze în condiții periculoase. În prezent, acesta din urmă este cercetat în stare de libertate și este internat în spital. Deci sarcinile de muncă se eliberează doar în condiții când la locul de muncă sunt luate toate măsurile de siguranță. Eu cunosc că aceste măsuri nu sunt îndeplinite, admis sau a eliberat sarcinile de muncă, brigăzii corespunzătoare. Procurorii au cerut prelungirea arestului pentru maestrul întreprinderii. În privința acestuia, ancheta a stabilit că, deși era obligat, el nu a verificat minuțios mina. Avocatul acestuia, numit din oficiu, spune că nu poate comenta acuzațiile deoarece nu a participat la acțiunile de urmărire penală. Ridicarea tavanului, care nu era, ce a constatat și Comisia de Cercetare a Accidentului, nu era încărit în modul corespunzător și în așa condiții nu îți permite să aduce în abataj persoanele să lucreze. Mai departe, exemplu, procesual, eu n-am fost desemnat în puternicii pentru interesele și respectiv, eu n-am participat la alte acțiuni, nu cunosc stadiul de urmărire penală. Acum procurorii așteaptă rezultatele verificărilor efectuate de Inspecția Muncii pentru a stabili vinovăția directorului și a celorlalți 2 bănuiți. După aceasta, dosarul va fi transmis în instanță. Vineri, judecătoria Criuleni va examina prelungirea arestului pentru maestrul minei, care este unica persoană arestată în această cauză penală. Tragedia s-a produs pe 20 noiembrie. 3 bărbați au murit după ce tavanul minei de piatră s-a surpat și a căzut peste ei. Oamenii legii au pornit 2 cauze penale pentru nerespectarea regulilor de exploatare minei și încălcarea regulilor de protecție a muncii. Vinovații riscă până la 10 ani de pușcărie.
Misiune îndeplinită. Soldații moldoveni aflați de jumătate de an în Kosovo au revenit noaptea trecută în țară. Acolo viața lor a fost ca un câmp minat, la propriu. Zilnic au căutat muniții, au patrulat și au participat la antrenamente. KFOR 7 este în drum spre casă, iar un alt contingent a ajuns deja la destinație. Urmăriți un reportaj despre militarii moldoveni din Kosovo. Noi geniști, de exemplu, tot timpul ne teme. Munca lor arată spectaculos la televizor, dar în realitate este riscantă și grea. Zilnic, cei 7 geniști moldoveni aflați în Kosovo verificau milimetru cu milimetru munții Sivilias. Acolo, pe timpul războiului iugoslav, au avut loc bombardamente, iar unele muniții periculoase zac și acum în pământ. Este armată deja foarte periculoasă. În jur la 150 de metri din prăștierea Schijul. Ți-ai răbdare, fără grabă, dacă nu persiste la genist frica, el e nemuritor. Dar noi toți știi, cunoaștem că suntem muritori. I think the Moldovan elite make a very good job here in Kosovo and especially here on the Mount Civilian to clear this area. It's a very good job from the Moldovan. Au găsit și lichidat aproape 50 de proiectile și submuniții, dar nu asta a fost cel mai dificil, spun soldații. Etapa cea mai dificilă este dor de familie. Doar retrăiesc mie acasă. Alți 32 de infanteriști au asigurat liniștea în jurul mănăstirii Visokii de Ceanei, protejată de secole de soldații împotriva atacurilor. Biserica este ortodoxă sârbă, iar în Kosovo marea majoritate sunt albanezi musulmani, care de-a lungul anilor au încercat să o distrugă. Dacă persoana dorește să-și reverse sufletul sau să se odihnească puțin, întotdeauna este binevenit să stai de vorbă cu Dumnezeu. Avem puncte de observare, ne oprim, observăm ce este pe împrejur și patrul prin oraș. Provocări nu prea se sunt. La moment ducem servicii doar de observare, doar de menținerea păcii. Alături de militarii austrieci, sloveni, italieni și nemți, soldații noștri au participat la zeci de antrenamente și exerciții tactice, unde au învățat cum să intervină în situații de criză. Se descurcă de minune, spun colegii lor străini. The guys are trained very fine in order to accomplish the mission and the guys are very professional. Nu doar buni profesioniști, ci și oameni cu suflet mare. Copiii cerșetori primesc câte un euro de fiecare dată când se întâlnesc cu militarii moldoveni. Și parcă și serviciul este mai ușor atunci când pe străzile din Kosovo auzi cum răsună muzica de acasă. Iar pentru localnici și turiști, militarii KFOR înseamnă siguranță. For military must be in Kosovo because it's for peace and for to make the new relation between Serbs and another Albanian and another people who live in Greece. Fosta Iugoslavie, în componența căreia intrau Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru și Macedonia, s-a destrămat la începutul anilor 90. Războaiele interietnice au cuprins rând pe rând toate regiunile. Kosovo făcea parte din Serbia, iar confruntările de acolo s-au încheiat odată cu intervenția NATO. Misiunea internațională KFOR a fost creată în 1999 de către Consiliul de Securitate al ONU pentru menținerea păcii în regiune. Moldova participă la această misiune din 2014. Frumoși, dar scumpi. În unele sectoare ale capitalei au apărut în vânzare brazi naturali. Deși sunt arătoși, oamenii nu prea se grăbesc să-i cumpere pentru că sunt scumpi. În plus, până la Crăciun, mai este timp. În sectorul Râșcan au apărut deja în vânzare brazi naturali. Acești molizi au fost aduși tocmai din România. Prețul variază între 500 și 700 de lei. Mai ieftini sunt brazii în ghiveci aduși de la Briceni, care costă 400 de lei. Vânzătorii spun că deocamdată oamenii abia sondează piața. Să brați buni, nu să scutre. Ați vândut ceva azi? Unu. Un brat. Ca prima zi, nu prea. Spune, e de vreme.
Cumpărătorii cred că anul acesta brazii sunt exagerat de scumpi. Мы пока интересуемся, смотрим цены. По телевизору говорили одно, а реальные цены намного дороже. Exagerat, foarte scump eu să cot. La ce prețuri vă așteptați? 150, 200, nu 700. Я позже буду брать, когда они будут подешевле. Agenția Moldsilva a anunțat că începând cu 15 decembrie va scoate la vânzare aproximativ 60.000 de brazi crescuți în pepiniere. Bogdan Zumbreanu ar putea deveni director al Centrului Național Anticorupție. Candidatura sa urmează a fi confirmată de Parlament. El a fost selectat de Comisia Juridică. Desemnarea lui Zumbreanu la funcția de șef al CNA a fost salutată de exponenții guvernării, dar criticată atât de Igor Dodon cât și de Maia Sandu. Anterior, deputatul PLDM Tudor Deliu a anticipat numirea lui Zumbreanu la CNA și a spus că acest concurs este o formalitate. Și domnul Bogdan Zumbreanu, cine este pentru candidatura respectivă, rog să votați. Deci cu 7 voturi se propune candidatura domnului Zumbreanu. De la ședința de astăzi a Comisiei Juridice au lipsit 3 deputați, liberal-democratul Tudor Deliu, socialistul Vasile Bolea și liberalul Ion Casian. Din cei prezenți, doar socialista Ala Dolință s-a abținut. Ceilalți au votat în favoarea lui Bogdan Zumbreanu. Contracandidații acestuia nu au luat niciun vot din partea membrilor Comisiei. Prestația candidatului câștigător a fost una suficient de bună, un program bine închegat ce ține de viziunea privind dezvoltarea acestei instituții. S-am rugat să nu mai auzim de niciun fel de justiție selectivă, categoric, niciun fel de afiliere politică. Decizia a fost luată în lipsa candidaților. Potrivit declarației de avere, în 2016, Zumbreanu a beneficiat de un salariu lunar de 17.000 de lei în calitate de angajat al CNA. Cu ocazia zilei de naștere a copilului său, el a indicat în declarație că a obținut 7.000 de euro. Ieri, fiind audiat de Comisia Juridică, el a recunoscut că a comis o greșeală în declarația de avere. Recunosc că am fost vizat și eu în una de aceste investigații. Greșeala cea mai mare a mea a fost că am scris cadou cu ocazia zilei de naștere a fiicei, dar nu am scris cu ocazia botezului. Încă 15.000 de euro Zumbreanu a primit după rezilierea contractului de leasing pentru un automobil. Soția s-a înregistrat un venit de 1.710 lei de la Universitatea de Medicină Nicolae Testimițeanu. Familia Zumbreanu a mai beneficiat în 2016 de 29.000 de lei în formă de indemnizație la nașterea copilului, iar în baza unui contract de leasing, Zumbreanu și-a procurat direct din salon un Hyundai Tucson. În 2015, cu ocazia zilei de naștere, pretendentul la funcția de șef al CNA a primit cadou o armă în valoare de peste 140.000 de lei. Familia sa are în proprietate un apartament de 104 metri pătrați, procurat în 2013. Întrebat dacă îl cunoaște pe Vladimir Plahotniuc, acesta a răspuns. Da, ne cunoaște cu dumneavoastră. Am făcut cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în cadrul unor audieri, la fel cum am cunoscut și mulți alți lideri politici. Într-o postare pe Facebook, liderul PAS susține că Plahotniuc numește în funcții oameni după chipul și asemănarea sa. Implicat în cel puțin 3 dosare condamnate la CEDO care au prejudiciat Moldova cu milioane de euro, Zumbreanu este răsplătit de guvernare în stilul cu care ne-a obișnuit. Partidul Democrat, ca de fiecare dată, mimează niște proceduri democratice, dar de fapt numește în funcții oameni implicați în scheme dubioase, a comentat Maia Sandu. Iar Igor Dodon crede că Bogdan Zumbreanu este omul guvernării. Domnul Zumbreanu este membru acestei guvernări, într-o formă directă sau indirectă. Da, are o experiență destul de mare în ceea ce țin de activitatea în cadrul acestei instituții, din câte cunosc eu, dar totuși pledez pentru ca în fruntea instituției să fie persoane noi. Eu îmi dau seama că pe parcursul următoarelor zile sau săptămâni vor apărea mai multe discuții de acest gen, pentru că este cel mai simplu de criticat sau de acuzat partidul de guvernare sau cel care conduce partidul de guvernare. Săptămâna trecută, deputatul PLDM Tudor Deliu a anticipat desemnarea lui Bogdan Zumbreanu la funcția de șef al CNA, lăsând să se înțeleagă că numele câștigătorului se știe de mult, iar concursul nu este altceva decât o formalitate. De pe astăzi se poate de intuit cine va fi șeful acestui centru sau directorul acestui centru. Dumneavoastră, cine intuiți că va fi? De părerea mea că va fi Zumbreanu. De ce? Așa își dorește guvernarea. Solicitat de TV, purtătorul de cuvânt al CNA, Angela Starinski, a spus că Bogdan Zumbreanu nu dorește să ofere niciun interviu astăzi. Funcția de director al CNA a devenit vacantă după ce a expirat mandatul lui Viorel Chetraru.
Acest subiect va fi discutat astăzi la emisiunea Politica realizată de Natalia Moraș. Noi continuăm cu alte știri. Nici o zi fără rețineri în dosare legate de droguri. De data aceasta, polițiștii au descins în casele a 6 indivizi unde au găsit heroină și cântare folosite la comercializarea stupefiantelor. Potrivit Poliției Capitale, este vorba de tineri cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani. Doi dintre ei au fost judecați anterior pentru furt și infracțiuni legate de droguri. Poliția lucrează la identificarea întregului cerc de suspecți. Pentru punerea în circulație a substanțelor narcotice, indivizii riscă până la 15 ani de închisoare. În ultima perioadă, poliția a efectuat sute de percheziții soldate cu zeci de reținuți. Oamenii legii au reținut inclusiv capii unor grupări specializate în traficul de stupefiante. Lupta antidrog s-a activizat după ce liderul democraților a dispus, în cadrul unei apariții publice, contracararea importului și comercializării drogului pe teritoriul țării. Maternitatea numărul 2 din capital a fost dotată cu utilaje performante. Aici a fost adus un ultrasonograf modern, o masă pentru primirea nașterilor, care poate fi manevrată cu telecomanda, un aparat pentru respirație mecanică, iar pentru nou-născuți au fost procurate paturi cu rotile. Dotarea instituției cu aceste aparate a fost posibilă datorită sprijinului oferit de Ambasada Japoniei din Chișinău. Elena este însărcinată în 13 săptămâni. Astăzi a venit la medic pentru o investigație programată. Este o norocoasă pentru că are posibilitatea să facă investigația la un ultrasonograf modern. Căpușorul, structurile creierului, oasele craniului sunt bine. Avem imaginea la inimă, 4 camere. Ventriculele sunt normale. Căpșorul, cum este, mânuțele, inimioara, bătăile inimii. Pe parcursul la 9 luni de sarcină vedem dezvoltarea fătului, cum crește, cum se mișcă, cum totul. Știm totul că este bine. Aparatul funcționează pe bază de ultrasunet. Procedura nu este una dureroasă, nu este nocivă, dar este rapidă și ușor de efectuat. Are o profunzime de examinare mare, care pentru femeile obeze, pentru persoanele obeze, este o problemă. Pentru a investiga ultrasonografic, acest aparat ne permite, este cea mai mare profunzime de pătrundere a ultrasunetului. Tot cu acest aparat examinăm și bărbații, patologia organelor genitale bărbătești. Maternitatea numărul 2 a fost dotată și cu o masă modernă pentru primirea nașterilor, care este manevrată cu ajutorul unei telecomenzi. Masa are suport pentru mâini, picioare și e dotată cu o canapea moale. Anterior noi aveam o masă din 1968. Poate să se schimbe unghiul, pozițiile femeii care naște. Poate să fie mai înalt, poate să fie mai jos. Avem posibilitatea să schimbăm înălțimea flării când transferăm pacienta de pe masa de naștere, când se finisează nașterea, în pat. Aparatul de respirație mecanică donat de Ambasada Japoniei este folosit în timpul anesteziei generale. Are mai multe regimuri de ventilație performante și când pacientul îi facem o anestezie regională cu respirație spontană, adică pacientul respiră de sine stătător, oricum aparatul este pregătit pentru orice eventualitate de a conecta pacientul la respirație mecanică dirijată. Instituția a mai primit un aparat antihemoragic și 3 paturi pentru nou-născuți. Acestea sunt destul de comode, au rotile, posibilitatea care ne-o dau ca să îl tragem lângă noi, lângă pat. Aparatele au costat în total 2 milioane de lei. Pentru că cu aceasta este cu programul, se numește cu Xanone. Xanone este pentru, se spune că aceasta cu securitate umană. Aceasta se seamănă ca pentru a îmbunătăți calității vieții. Caravana de Crăciun a pornit în turneu. Timp de 2 săptămâni, caravana va merge la peste 3.000 de copii din orfelinate, din familii sărace și școli internat. În pragul sărbătorilor de iarnă, voluntarii vor aduce micuților cadouri, dulciuri și multe concursuri distractive. Caravana de Crăciun este organizată pentru a 21-a oară. Caravana pornește zilnic până pe 22 decembrie la ora 9 din Piața Marii Adunări Naționale. Plecăm la ei să le cântăm. Ei sunt astăzi împreună cu noi și pur și simplu să împărtășim energie cu ei. Pentru a bucura copiii, pentru a le arăta că nu sunt singuri. Sunt cineva care să-i ajute și cu ei. Să împărtășesc energia mea copiilor care nu au parte de sărbători atât de vesele ca noi.
În acest an, caravana de Crăciun va ajunge la copiii din 23 de orfelinate, școli rurale și case de copii. Fiecare zi merg câte un liceu din capitală care își prezintă programul cultural, oferă cadouri dulci copiilor, creăm o bună dispoziție înainte de sărbători. În cadrul caravanei de Crăciun, elevii Centrului de Excelență în Transporturi au mers la copiii orfelinatului din Hâncești. Elevii au pregătit pentru copii concursuri și mai multe numere artistice. Banca Națională nu va publica raportul Crol 2 privind jaful bancar, ci doar o sinteză a acestuia. Așa reiese dintr-un comunicat al BNM. Instituția susține că deocamdată nu a primit cel de-al doilea raport, dar a discutat cu experții străini despre posibilitatea publicării unor informații din acest document. Potrivit BNM, compania Crol a acceptat o sinteză care va fi făcută publică fără a prejudicia șansele de recuperare a activelor delapidate. Raportul propriu-zis, care conține analize detaliate despre furtul banilor, va fi transmis organelor de anchetă. Potrivit comunicatului BNM, detectivii străini vor colabora cu procurorii moldoveni pentru a-i ajuta să recupereze banii delapidați. Tot astăzi, membrii și simpatizanții platformii DA au protestat în fața sediului BNM, cerând publicarea integrală a investigației. Ancheta internațională a demarat după ce din trei bănci moldovenești s-a furat aproape $1 miliard. Raportul Crol 1, făcut public, a constatat că principalul suspect al jafului bancar ar fi actualul primar de Orhei, Ilan Șor, despre care s-a scris că ar fi transferat sute de milioane spre firme offshore. Ilan Șor va fi audiat cu ușile închise. Așa a decis judecătoarea după ce avocații primarului de Orhei au cerut ca presa să fie dată afară. Tot astăzi, magistrata i-a prelungit arestul lui Kiril Lucinski cu încă 30 de zile. Avocații ex-deputatului nu au fost de acord și au cerut înlocuirea judecătorului. Cererea a fost însă respinsă. Ilan Șor este martorul acuzării, iar magistrații au decis ca el să fie audiat cu ușile închise. Avocații spun că vor ataca mandatul de arestare prelungit pe numele lui Lucinski la Curtea de Apel. Fostul deputat a fost reținut pe 25 mai. El este acuzat de spălare de bani și fals în declarație de avere. Lucinski se declară nevinovat. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Nu ratați la ora 21 știrile ruse cu Iulia Budici. Dacă ați filmat imagini interesante cu telefonul mobil, trimiteți-ne pe tv.md, iar noi le vom transforma în știre. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!